Bună seara, stimați telespectatori! Bine ați revenit în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic. Pentru astăzi ne-am propus să facem, de fapt, bilanțurile sesiunii de primăvară-vară a Parlamentului, care se încheie la 31 iulie. Vom încerca să vedem ce au reușit să facă deputații în acest interval de timp și vom încerca să identificăm și în același timp carențele. Salut prezența în studio a domnului Igor Volnitsky, analist politic. Bună seara! Și a domnului Victor Juc, doctor habilitat, profesor universitar, directorul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al Academiei de Științe a Moldovei. Bună seara și bine ați venit! Domnule Volnitsky, cum vi s-a părut dumneavoastră iată această sesiune care urmează să se încheie pe data de 31 iulie? Au fost majoritatea analiștilor politici, zic, condimentată cu mai multe evenimente care oarecum erau greu de prevăzut. Împărtășiți aceeași viziune? Este adevărat, dar eu aș face o delimitare aici. Vă rog. Sesiunea parlamentară care se încheie, cred că în prima parte a fost total diferită de ceea ce am văzut în a doua parte. În prima parte s-a simțit un haotism oarecare, o incertitudine, nu era clar cine va forma coaliția de guvernare. Am văzut câteva luni, cred că 3 luni undeva bătute în cuie, când nimic nu era clar, parlamentul practic nu era funcțional, se întruniseră deputații o dată sau de două ori, dacă nu greșesc, și iar activitatea legislativă propriu-zis a început după data de 8 iunie, atunci când a fost luată decizia de a crea o majoritate parlamentară, de a alege conducerea parlamentului, de a constitui organele de lucru ale legislativului, de a investi guvernul în funcție. Și iată că această a doua perioadă, care a fost mai restrânsă ca și timp, s-a dovedit de sute de ori mai productive decât prima perioadă, mai lungă decât cea de a doua. Această a doua perioadă a fost marcată în primul rând de un șir de demisii, ceea ce era și de așteptat. Ori una din prioritățile noi guvernări a fost anume curățarea instituțiilor statului de anumite persoane care zicea noua guvernare reprezentau fostul regim și nu tot timpul acționau în interesul cetățeanului. Mai mult, chiar au participat la capturarea statului, a unor instituții concrete ale statului. Și iată că acest proces continuă și acum. Vedem că după o etapă în care au marcată de demiteri, vedem că vin deja aceste numiri în funcții și eu cred că această sesiune parlamentară va rămâne în istorie anume prin faptul că a avut loc această răsturnare spectaculoasă de situație, s-a creat o nouă majoritate și probabil niciodată în istoria Moldovei, într-un răstimp atât de scurt, nu am avut atât de multe demisii, demiteri de răsunet. Domnule Juc, vreau să continui. Iată ce spunea domnul Volnitsky, demisii. Eu aș începe chiar cu ziua de astăzi. Astăzi, cel puțin, Vlad Plahotniuc și-a depus mandatul de deputat. Haideți să pornim poate de la această știre pe care am primit-o. Dumneavoastră, iată, în calitate și de cercetător, dar și de analist politic, cum ați primit această informație și dacă credeți că cumva starea de lucruri va fi revenit la normal după această renunțare. Da, într-adevăr, era de așteptat ca Vlad Plahotniuc să-și depună mandatul, dat fiind că a fost la 8 iunie a fost adoptată declarația privind constatarea captivității statului Republica Moldova și Vlad Plahotniuc a fost numit ca principalul vinovat al acestei stări de lucru extraordinare pentru Republica Moldova. Și era de așteptat după plecarea lui subită peste hotare că el va depune mandatul. Cred eu că este destul de oportun pentru că l-a depus, dat fiind că Comisia Electorală Centrală a anunțat că pe data de 20 octombrie se vor plia alegeri parlamentare noi pe unele circumscripții în care deputații aleși au preferat alte activități și au renunțat la mandat și în cazul dat va fi foarte bine. Este un semnal pentru ca guvernarea, pe de o parte, să-și continue activitățile ce provin din acea declarație, care este un document politic, dar care poate fi interpretat ca o călăuză în acțiune și ca cei care mai continuau să sprijine regimul vechi să înțeleagă că
ar fi cazul să-și prezinte demisiile pentru a permite ca guvernarea nouă să-și exercite toate atribuțiile, toate obiectivele pe care le-a înscris nu numai în declarația din 8 iunie, dar și în programul de activitate a guvernului Maia Sandu. Domnule Juc, da, ar trebui să credem că toate aceste persoane care și-au depus demisiile mai devreme sau mai târziu făceau parte și susțineau nemijlocit fostul guvern, fost, eu nu știu fosta dacă coaliție. Toate persoanele susțineau, dar culpa lor, poate între ghilimele, este că se aflau în fruntea unor instituții care au fost considerate că au fost capturate. Și în acest sens, cred eu că este bine ca acei oameni care sunt asociați cu fosta activitate a acestor instituții să-și prezinte demisia ca să Parlamentul, exercitând și funcțiile sale care sunt prevăzute în articolul 66 din Constituție, să poată să-și exercite activitățile care sunt prevăzute în mod legal. Solicitarea de demisie, numirea în funcții, control parlamentar, formarea comisiilor de anchetă și alte activități. Domnule Volnițche, politizarea excesivă a instituțiilor statului a considerat sau a fost principalul factor care a determinat starea de lucruri? Mă refer la toate aceste demisii, mă refer la toate aceste persoane care au plecat? Eu am mai spus și cu alte ocazii, este foarte important ca noua guvernare să nu se lase purtată de val și ca sub acest tăvălug de demisii a persoanelor care într-adevăr trebuiau să fie demise, să nu nimerească și profesioniștii. Nu aș vrea să dau nume, dar se pare că pe alocuri ușor s-a trecut anumite limite și unii profesioniști, dacă nu au avut de pătimit direct, deja asupra lor se simte o presiune oarecare. Este foarte important să înțelegem că, da, persoanele care au participat la capturarea statului, într-adevăr, nu mai au ce căuta în fruntea instituțiilor statului. Dar acei în care s-a investit foarte mulți ani, acei care sunt purtători de memorie instituțională, acei în care statul, dacă doriți, a plătit pentru ca ei să aibă aceste capacități, aceste capacități trebuie să se regăsească în slujba interesului cetățeanului. Adică nu înseamnă că chiar tot ce a fost trebuie înlăturat din funcție. Da, repet, cei care au demonstrat că nu merită să ocupe aceste funcții, ei trebuie să plece. Dar nu cumva să aruncăm și copilul odată cu apa din scăldătoare. Dar cum vedeți funcționalitatea acestor instituții? Este paralizată pentru o perioadă de timp? Acelor instituții care au fost... Eu zic că nu atât paralizată, cât marcată de o stare de așteptare, de un stand-by oricare. Ori în fruntea multor instituții, după demisie, au rămas interimari. Acești interimari, evident că își percep mandatul altfel decât ce l-ar percepe un șef de instituție cu mandat de plin. Ei sunt în așteptare, ei nu știu. Vor fi confirmați ca și conducători cu mandat de plin. Vor rămâne vici în momentul în care va veni cineva să preia conducerea. Vor fi și ei înlăturați din funcție în momentul în care va veni un nou conducător. Iată, această stare de incertitudine nu e chiar bună. Din alt punct de vedere, este de înțeles că ea durează, pentru că mai ales că noua guvernare văd că pune accentul pe concursuri, nu poți organiza un concurs atât de rapid pentru un șef cu mandat de plin, de aceea și durează starea respectivă și e de înțeles. Da, domnule Juc, o problemă care a generat discuții interminabile în societatea noastră a fost sistemul electoral. Iată, noul Parlament a votat în primă lectură revenirea la sistemul vechi. Credeți că este un pas înainte? Cum ați privit acea problemă legată de sistemul electoral? Eu consider că sistemele electorale nu sunt bune sau rele, dar sunt adaptabile pentru un stat sau pentru alt stat. Ceea ce funcționează bine într-un stat poate să nu funcționeze în alt stat. Și dacă s-a considerat că revenirea la sistemul proporțional cu liste închise este bine pentru moment în Republica Moldova, atunci dacă s-a revenit, s-a revenit. Și cred că nu este o problemă, dar în același timp eu nu sunt adept a sistemului mixt, dar acele previziuni cum că oamenii de afaceri ar
avea o influență foarte mare asupra unor deputați, practic nu s-au adeverit și pe circumscripțiile uninominale au trecut diferiți oameni. Unii chiar că era de așteptat victoria lor, alții au fost cu totul pe neașteptate, alții în general nu s-a știut cine a fost până atunci. Dar dacă actualul aranjament consideră că sistemul proporțional cu liste închise este mai bun pentru Republica Moldova decât sistemul mixt, atunci să fie sistemul proporțional, dar să nu uităm că și sistemul proporțional, ca și alte tipuri de sisteme, majoritar cu un tur, majoritar cu două tururi mixt, au anumite carențe și în ultimă instanță și oamenii își aduc un foarte mare aport la unele derapaje care se produc în procesul electoral. Vreau să rămânem la alegeri. Spuneți-mi, vă rog, demisia celor de la CEC ar trebui să ne ducă cu gândul sau la gândul că nu întotdeauna au fost prea corecți în ceea ce au făcut? Ar trebui să mai discutăm, nu știu, rezultatele unor alegeri, fie ele prezidențiale, locale, nu știu de care, parlamentare? Odată ce organele de justiție, organele de abilitate au demonstrat că în linii mari alegerile s-au desfășurat, competitive, s-au desfășurat în anumite limite acceptabile, atunci nu este cazul să revenim la ceva. Din contră, trebuie ca în viitor ne așteaptă exerciții electorale pe 20 octombrie, apoi vor fi alegeri prezidențiale. Sper că actuala alianță va avea inteligența și își va realiza mandatul de plin și următoarele alegeri parlamentare le vom avea la începutul anului 2023, pentru că este nevoie de stabilitate și durabilitate. O problemă mare a aranjamentului sau alianței este că ei încearcă să convingă opinia publică că totul este provizoriu. Și din această cauză și graba, un factor este care conduce spre anumite derapaje despre care a vorbit și domnul Volnițchi, este graba, pentru că ei se grăbesc foarte mult ca să reușească foarte mult. Și aceasta se pliază pe fundalul lipsei de experiență, pentru că în mare parte a venit o clasă nouă de guvernare. Dar atunci când ei ar înțelege că au la dispoziție un mandat de plin până la începutul anului 2023, poate și nu se vor grăbi atât de mult și vor crea un context și un mediu ca să nu permită ceea ce s-a produs în Republica Moldova. Domnule Juc, dar considerați că această grabă se datorează și faptului că alianța este una atipică, după aceea o să-ți solicit punctul de vedere a domnului Volnițchi? Sigur că alianța este una atipică pentru că include forțe politice aflate departe unul de altul. Dar acest atipism este mai degrabă în folosul alianței, pentru că ei nu sunt concurenți electorali. Dacă ar fi fost o alianță de centru-stânga, centru-dreapta, ei luptau nemijlocit pentru alegători. Partidul Socialiștilor se află pe stânga ișchierului politic, blocul acum se află pe centru-dreapta ișchierului politic și ei pot lupta numai pentru segmente marginale, pentru a-și extinde bazinul lor. Socialiștii spre dreapta, pe, să spunem așa, electoratul care au votat pentru comuniști sau pentru Partidul Democrat, blocul acum pentru, să luptă pentru voturile unioniștilor sau pentru cei care, pentru Partidul Democrat sau alte forțe mai mici și, prin urmare, acest atipism, din contră, trebuie să fie considerat ca un plus, pentru că ei nu au ce împărți în cazul dat. Sunt alte probleme atipice, mai ales aspectele geopolitice și dacă vor avea inteligența să nu pună pe primul plan geopolitica, dar până la moment se reușește, pentru că guvernul este canalizat pe vectorul occidental, Uniunea Europeană, Statele Unite, iar președinție pe vectorul oriental, în special Federația Rusă, Uniunea Economică Euroasiatică. Deci dacă nu vor pune pe prim plan vectorul geopolitic, atunci această alianță cu toate problemele care sunt poate să-și exercite un mandat plin. Domnule Volnițchi, poate să-și exercite un mandat plin? Porneți de la ultima sintagmă? Răspunsul la această întrebare eu cred că îl vom afla imediat după alegerile locale generale sau poate chiar și în campania electorală, ori aceste alegeri vor fi un test serios. După urmărind declarațiile celor care reprezintă noua guvernare, înțeleg că în premieră se dorește ca alegerile să fie o competiție de idei, de soluții, de programe, de abordări profesioniste și nici de cum o luptă între două tabere plasate pe feriere diferite ale, din punct de vedere geopolitic.
Tentația va fi foarte mare la un moment dat să se apeleze și la arhicunoscutul factor geopolitic, care în special în alegerile primarului Capitalei tot timpul a făcut diferența, mai ales atunci când se ajungea la cel de-al doilea tur de scrutin, adică de regulă. Da, există acel as din mânică, să-l citesc pe un alt ex-lider politic făcând referire la cazul nostru pentru alianță? Există faptul ăsta că sunt pe baricade diferite, dar totuși sunt într-o alianță? Eu cred că ceea ce a sudat alianța actuală, dacă îmi permiteți un termen din alt domeniu, este dorința de a debarca de la putere și de a lichida toate consecințele regimului, cum zic ei, oligarhic, care a condus Republica Moldova în ultimii ani. Iată că treptat această misiune o duc la îndeplinire. Ceea ce vedem că se întâmplă în fiecare zi, ceea ce se votează la Parlament, la Guvern. Întrebarea mea este dacă alianța va rămâne la fel de puternic motivată să-și mențină intacte rândurile în momentul în care vor fi lichidate și ultimele urme ale fostei guvernări. Acest moment nu este chiar atât de departe. Ori dacă e să desenăm așa... Da. Imaginar o foaie de parcurs și să vedem ce s-a făcut până acum și ce mai urmează de făcut, ajungem la concluzia că undeva către februarie, martie, anul viitor, foaia de parcurs antioligarhică, numind-o astfel convențional, va fi epuizată. Și dacă cei de la guvernare, cei care reprezintă noua guvernare, vor elabora între timp o nouă foaie de parcurs cu noi provocări, care va prevedea și acele tangențe între viziunile, principiile partidelor care sunt pe părți diferite ale șichierului politic, atunci vom putea vorbi de o guvernare cu mandat de plin. Pentru PD, ultima redută a fost plecarea lui Plahotniuc? Nu, eu zic că pe cei din PD, plecarea lui Vlad Plahotniuc și de la cârma partidului și acum din Parlament îi ajută. Din câte cunosc eu din discuțiile cu cei din Partidul Democrat, ei mizează pe o așa numită reformă pe care ar vrea să o implementeze în data de 7 septembrie, când vor avea un congres. Ei mizează că după acest congres vor veni cu o nouă formulă, cu o echipă cât de cât, zic ei, curățată de oamenii lui Vlad Plahotniuc. Dar la nivel local nu stau prea bine. Chiar astăzi citeam, în nordul țării vreo 20 de primari au renunțat la Partidul Democrat. Ei sunt vinoveți pentru că în ultimii, în special în ultimii 3 ani, au atras, forțat în rândurile lor primari. Noi nu odată am auzit, bine, eu nu mă apuc să judec, nu am dovezi, nu sunt ales local și nici nu am fost în contact direct cu aleșii locali, dar judec în baza declarațiilor publice, din care reieșea că mulți dintre acești primari au fost pur și simplu șantajați, obligați, cumpărați, mai știu eu ce acolo. În această situație era clar că în momentul în care va scade presiunea Partidului Democrat, ei vor face o altă alegere, o alegere mai mult liberă, conștientă, nu sub presiunea cuiva. Domnule Juc, vreau să vă întreb, ultimul test îl poate constitui pentru PD alegerile locale din iar? Alegerile locale, desigur că sunt un test foarte important și nu numai pentru Partidul Democrat, dar și pentru alte partide. Eu la dumneavoastră în studio am spus că poate este ultimul test pentru Partidul Comuniștilor, pentru Partidul Liberal, să vedem cum se vor încerca să se revigoreze Partidul lui Renato Usatăi și Partidul Liberal Democrat. Desigur că este un ultimul test pentru Partidul Șor. Chiar pentru dânsul probabil este ultimul test, dar alegerile locale sunt foarte importante și vom vedea dacă partidele au reușit să-și conserveze sau să-și extindă acei potențiali alegători pentru viitoarele alegeri. În caz contrar, putem spune că și aceste partide, în special nu Partidul Democrat, ci altele, au trecut deja în istorie. Dar Partidul Democrat a acționat mai nociv decât Partidul Comuniștilor în perioada guvernării și Partidul Liberal Democrat în perioada guvernării. Acele două partide pur și simplu absorbeau oameni din teritoriu, dar Partidul Democrat mai făcea și presiuni alături de absorbțiile naturale. Acum el plătește ca și celelalte partide. Dar aici probabil decepție va fi mai mare, pentru că au fost practic numai 5-6%, se spune că din primari nu aveau dosare deschise. Același lucru se vorbește și despre oamenii de afaceri, că au fost foarte mulți impuși să subscrie la Partidul Democrat și acum se va vedea. Eu cândva am spus unui coleg de-a meu care spune din Partidul Liberal
democrat, el era un conducător, eu n-am fost membru de partid, dar el se bucura în 2013 când partid sunt 45.000 și eu i-am spus, în 2010 în Partidul Comunistilor de asemenea erau 45.000, acum au rămas în 2013 10.000. Adică în Republica Moldova oamenii nu consideră necesar să lupte pentru partide. În cazul dacă s-au decepționat, ei își găsesc un alt exponent, mai ales că partide apar și vedem că în ultimul timp deja au fost anunțate câteva proiecte. Da, dar întrebarea pe care o să o adresez și domnului Volnițchi, dar vreau și punctul dumneavoastră de vedere. Atât premierul Sandu cât și președintele Dodon au repetat în mai multe rânduri că nu vor accepta transfugi, nici de o soi. Și aici, ca să deschidem parantezele de rigoare, probabil aveau în vedere și cei din administrația publică locală. Credeți că vor fi atât de categorici? Eu nu cred că vor fi atât de categorici. Vom vedea care transfugi, dar trebuie să ținem cont de un fapt important, de o realitate în Republica Moldova. Oamenii din teritoriu, în special din administrația publică locală, tind să se afilieze către partidele de guvernământ în tentativa de a obține ceva pentru comunitățile pe care le conduc. Și sunt mulți primari sau mulți consilieri care au făcut practic un tur de orizont prin foarte multe partide, mai ales dacă au un mandat cu mai multe termene. Și în cazul dat, desigur că ei vor veni și vor spune că iată, pot contribui cu aducere de voturi, cu crearea de celule în teritoriu și atunci vom vedea. Probabil transfugii s-au avut în vedere mai mult la nivel central. Vă rog, împărtășiți aceeași viziune? În linii mari, da, e vorba, cred că, de nivel central și aici ce exemplu ar fi dat nouă guvernare dacă ar fi procedat de aceeași manieră ca și Partidul Democrat, care nu este un secret că începând cu 2015-2016 tot a rupt deputații și au practic grupuri întregi. Ba 14, ba 7, ba nu știu, ba 3, ba nu mai știu câți acolo. Nu era vorba de convingeri politice, după cum s-a văzut ulterior, pentru că aici la iveală mai multe cazuri când s-a spus deschis că s-a făcut presiune politică. Dar probabil într-o oricare măsură se are în vedere și teritoriul, se au în vedere și teritoriile. Însă acum întrebarea este ce se va întâmpla în teritoriu? Se lasă tot acest enorm potențial la dispoziția Partidului Democrat și se creează premise de revanșă sau se procedează puțin mai abil din punct de vedere politic și se mai rupe undeva rândurile, se mai clate în această bărcuță a democraților care în teritoriu continuă încă să-i sufle vântul în pânze. Și eu cred că dacă au de ales între principialitate și pragmatism, cei de nouă guvernare cel mai probabil vor merge pe pragmatism. Ce se întâmplă cu Curtea Constituțională? Revine ea la imaginea de odinioară? Mai poate fi reconstituită? Curtea Constituțională va avea o perioadă în care, din păcate, nu cred că se va bucura de o mare popularitate, indiferent de faptul că vor veni noi judecători. A fost afectată imaginea în general a instituției și aici nu e vorba de imaginea persoanelor care, uite, au fost și au plecat. Chiar și la dumneavoastră în studio, nu odată am zis că Curtea Constituțională are o gravă criză de imagine și această gravă criză de imagine datează cu aprilie 2013. Atunci anume a început această cădere dramatică a imaginii curții și de atunci am avut diversi conducători ai curții, am avut diversi judecători ai curții, deci nu putem să legăm doar de anumite persoane ceea ce se întâmplă la Curtea Constituțională. Ei au nevoie de o strategie bine pusă la punct, de o strategie ușor agresivă, de PR, de imagine, dar, repet, ușor agresivă și această strategie ar urma să creeze bazele pentru relansarea credibilității curții. Care... Dar atunci când vorbim despre instaurarea, nu știu, statului de drept, ar trebui să pornim de la Curtea Constituțională și pun bara, poate și procuratura? Cu siguranță pornim de la Curtea Constituțională pentru că e unica instituție din Republica Moldova deciziile căreia sunt definitive și nu pot fi supuse niciunui unei căi de atac. Poți contesta decizia ale procurorilor, poți contesta decizia ale judecătorilor, poți contesta decrete prezidențiale, hotărâri de guvern, lege ale Parlamentului, dar deciziile Curții Constituționale nu pot fi contestate. E instanța care, dacă la ei totul e normal, la capitolul integritate, independență, credibilitate, e un garant că lucrurile în Moldova, indiferent de reavoință manifestată pe o filieră sau alta, lucrurile vor decurge normal.
Domnule Juc, vreau punctul dumneavoastră de vedere raportat la statul de drept, la instaurarea ordinii, la transparență în justiție și așa mai departe. O putem face? Sigur că putem face, dar putem să luăm ca reper și practică internațională, mai ales a statelor balcanice, pentru că avem și noi un sort de balcanism care s-a mai păstrat încă. Și vedem că și în statele balcanice sunt probleme grave la capitolul funcționarea statului de drept. În Republica Moldova acestea sunt cu mult mai grave, dată fiind că instituțiile au fost puse în serviciul cuiva, nu în serviciul poporului și în serviciul ca să fie totală echidistante. Și într-adevăr, Curtea Constituțională are nevoie de o tranziție, iar judecătorii îi trebuie să înțeleagă și probabil înțeleg foarte bine că vor fi supuși orice mișcare, orice decizie care va fi adoptată va fi examinată în toată maniera. Sigur că la moment noi nu putem să vorbim despre o transparență totală, dat fiind că este nevoie de o perioadă iarăși de tranziție, mai sunt și anumite derapaje, lipsă de experiență, graba și își spun cuvântul. Domnule Juc, mă scuzați că vă întreb, dar spuneți-vă, dumneavoastră credeți că, iată, chiar mă notasem aici, Șor, Plahotniuc, alte personaje care au tot fost discutate pe larg, vor reveni acasă și vor fi aduși în fața justiției? Eu nu știu. Nu pot să spun, dar probabil nu vor reveni, pentru că ei își vor găsi un refugiu nu politic, dar teritorial, care nu îi va extrada. Dar asta cer cetățenii. Cetățenii, desigur că cer și cerințele sunt întemeiate. Legitime, sunt întemeiate, sunt legitime, dar va fi foarte dificil ca ei să se întoarcă în Republica Moldova pentru a se prezenta în fața unui complet de judecători pentru a-și apăra cauza lor. Eu mai degrabă sunt sceptic în cazul dat. Domn Volnițchi, viziunea dumneavoastră. Noi nu am avut cazuri în care persoane de asemenea nivel să fie extradate, chiar dacă au fost solicitări. Amintiți-vă de presiunile, într-un fel, care se făceau pentru extradarea domnilor Victor și Viorel Țopa. Se cerea la nivel public, unii mai organizau și niște demersuri, nu știu ce. Au fost și alte solicitări de extradare a persoanelor cunoscute și aceste persoane s-au regăsit în diverse țări, unii în Occident, alții în Est. Dar niciodată, niciuna din astfel de cereri nu a fost satisfăcută. Eu nu cred că și în cazul de față vom asista la careva... Da, dar aici avem și câțiva actori internaționali care cer. Mă refer la Federația Rusă, mă refer la alte state care ar fi... Este adevărat, dar iarăși... Federația Rusă ea însuși nu extradează pe nimeni. Da, sau da. Statul Israel nu extradează. Statele Unite ale Americii, este greu să-mi închipui că dacă se adeveresc informațiile că domnul Plahotniuc este în SUA, că îl vor extrada. Nu, dar nici nu ar corespunde așa. Haideți să discutăm. În același context, eu aș adăuga câte eforturi depune Recep Erdogan pentru a-l extrada pe Gülen, pe... Dacă, bine, Donald Trump era clar din start că el cu drepturile omului le pune pe planul 2. Nici Barack Obama nu l-a extradat. Nemai pentru că totuși Turcia este un aliat foarte important în flancul sudic al Alianței Atlanticului de Nord și nu s-a realizat. Eu nu știu dacă... Domnul Volnițchi, dau un sechestru pe bunurile pe care le mai au acești domni. Pentru că, iarăși, presa scria că Șor a reușit într-o perioadă scurtă să vândă, practic, tot ceea ce îi aparținea, într-o perioadă chiar foarte scurtă. Și domnul Plahotniuc, din ce am văzut în presă, da, i-a vândut domnului Candu, fostul președinte al Parlamentului, până și casa în care dumnealui locuia. Nu știu, iarăși, au fost niște informații că niște sechestre pe niște bunuri s-au pus. Ce se va întâmpla cu ele e greu de spus, da, dar mai ales, nu știu, eu nu am văzut deocamdată nici măcar o aluzie la un dosar pe numele domnului Plahotniuc, care ar permite ulterior ca aceste sechestre cumva să fie puse în aplicare. Iarăși, e o materie, da, care nu prea e clară la această etapă. De ce nu? Bine ca aceste sechestre să fie puse la licitație, pentru că oamenii se pot scumpire dacă dorește cineva și atunci prețurile vor fi mai mari. Iar banii să fie puși în bugetul de stat. Da. Totuși, vreau aici o întrebare de concretizare, după aceea trecem la un alt aspect. De ce totuși nu avem lumină, transparență în aceste cazuri?
Este imaturitatea politică? Astăzi a fost ales un nou procuror general interimar. Da. Și nu rămâne decât procuratura în sfârșit să acționeze pe toate cauzele, pe toate cazurile care se cere de la aceasta. Pentru că s-a creat impresia că în ultimul timp nici procuratura nu a lucrat, iar ceea ce a fost timp de câțiva ani cu devalizarea băncilor în general nu se explică de ce nu s-au întreprins acțiunile de rigoare. Domnule Juc, haideți să vorbim nemijlocit despre activitatea Parlamentului și să vă întreb cel puțin prin prisma științelor politice. Avem o alianță, PSRM, acum. Avem un partid democrat care s-a declarat a fi în opoziție, cel puțin la nivel declarativ. Mai avem un actor politic pe care majoritatea analiștilor îl ignoră, nu știu de ce. Haideți să vorbim, poate el juca un anumit rol în viața social-politică a țării, mă refer la Partidul Ușor. Astăzi un deputat în plenul Parlamentului a adus niște replici destul de dure doamnei Tauber. Partidul Ușor este unul atipic care își prezintă o expresie a noilor transformări care se produc în Europa. Avem în Italia 5 stele, în Grecia Syriza, în România a fost Partidul Popular Dan de Aconescu. Deci aceste partide nu sunt doctrinare. Aceste partide încearcă să pescuiască electorat de pe întreg ieșchi politic, deși se poziționează pe un anumit segment. Și Partidul Ușor, la moment, nu joacă practic niciun rol în cadrul Parlamentului, dat fiind că ei sunt puțini și actuala coaliție nu are nevoie de anumite voturi în momentul dat, doar dacă se va încerca... Da, dar nu vedem nicio implicare în ceea ce se numește discuție. Ei se implică câteodată la anumite proiecte de legi, dar în Republica Moldova, în general, este o situație care s-a perpetuat cu toate legislativele. Guvernarea tratează foarte incorrect opoziția. În trecutul guvernarea democratică trata opoziția socialistă, liberal-democrată, liberală, cât a fost. Acum este, ei practic participă, dar votul lor este foarte nesemnificativ în contextul aranjamentelor pe care sunt. Și eu practic sunt sigur că fără Ilan Șor acest partid se apropie de sfârșit. Vă rog, pentru că ține de imaginea liderului său. Domn Volnițchi, haideți să vorbim despre modul în care este tratată opoziția și să facem nemijlocit referire la cazul Șor. Bine, opoziția, când vorbim de opoziție, cred că trebuie să facem o diferență între cei din Partidul Șor și cei din Partidul Democrat, pentru că ei se comportă total diferit. Cei din Partidul Democrat încearcă să se replieze din mers, încearcă să-și refacă unele poziții, să se repoziționeze, să-și, pe de o parte să-și curețe rândurile, pe de altă parte să le consolideze. Vedem niște mesaje de la ei, s-au poziționat ca o poziție foarte activă, vin cu critici, pe alocuri vin și cu unele sugestii de soluții. Iarăși, promovează destul de activ mesajul că actuala coaliție e ceva de scurtă durată și că ei vor reveni la guvernare. Iarăși, se pregătesc foarte intens de alegerile locale. Toate acestea sunt caracteristice acelei părți de opoziție pe care noi o numim Partidul Democrat. Da. Partidul Șor este într-o oarecare așteptare, într-un stand-by oarecare și Partidul Șor probabil mizează să-și vadă ponderea în alegerile locale generale din acest an. Ei au câteva redute destul de puternice, în special cele două circumscripții din zona Orheiului. Ei au o poziție cât de cât bună, aveau cel puțin la Bălți, iarăși aveau niște poziții cât de cât bune prin alte regiuni unde era pronunțat, implementat proiectul social Merișor sau cum se mai numea magazinele astea sociale și ei au jucat foarte, foarte bine pe aspectul social. Adică, dar acum fără lider, cum spunea domnul Fără lider, cred că le va fi mult mai greu. În genere, în Republica Moldova este o tradiție. Atunci când liderul este dat într-o parte sau se dă la o parte, partidul are de suferit. E și cazul partidului nostru, care, dacă ne amintim, în 2015 a luat cel mai bun scor în alegerile locale. A luat conducerea a o treime din marele orașe ale țării și încă nu știu cât
diferite localități. Era cotat cu șanse foarte înalte, practic egale cu ale PSRM-ului la acea etapă, după care PSRM-ul a crescut și ei au descrescut. Însă a fost suficient ca domnul Lusate să părăsească Republica Moldova și partidul a intrat în derivă. Sau domnul Filat, liderul Partidului Liberal Democrat, a fost suficient să fie înlăturat în dumnealui din prim planul vieții politici și partidul a început a cădea. Sau dacă privim și mai înainte, cazul PFD-ului, în momentul în care asupra domnului Matei s-a exercitat o presiune politică enormă din partea comuniștilor la acea etapă, secundat și de unele partide de guvernare, mai fi furiș, s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu PFD-ul. Iată că partidul ușor este cam în aceeași situație acum. Dacă tot vorbim despre lideri, cine credeți că vine în capul listei PD-ului? E greu de spus, dar din câte am înțeles și am văzut unele declarații ale exponenților acestui partid, ei sunt încă într-un proces de căutare. Se vehiculează diverse nume. Înțeleg că ei caută inclusiv și persoane din afară. La un moment dat un cunoscut analist politic, chiar ei se pronunța numele în contextul funcției de lider al PDM, însă dumnealui, din câte înțeleg eu, a refuzat. Domnul Deacov, care parcă preia din nou controlul asupra partidului, nu prea pare interesat de postura. E președinte de onoare, oricum i-a revenit dânsului această funcție. Da, și nu se arată interesat de funcția de președinte al PDM. Eu cred că nici ei încă nu au răspuns la această întrebare și sunt într-o continuă căutare. Da, domnule Juc, haideți să revenim la ceea ce se întâmplă în Parlament, la această alianță acum PSRM. Iată, pentru viitoarea sesiune care urmează să se înceapă, cred că în primele zile a lui septembrie, ce proiecte le considerați dumneavoastră a fi prioritare? Eu consider că este bine că s-a ajuns la finalul sesiunii de primăvară-vară. Deputații nu că ar avea nevoie de o vacanță pentru odihnă, ei au nevoie de o vacanță pentru a lucra în comisii, în fracțiuni, pentru a pregăti noi proiecte de lege. Iar în sesiune de toamnă-iarnă, principalul document este bugetul de stat. Pe urmă, legea politicii bugetare, bugetul asigurărilor sociale. Eu cred că acesta este documentul fundamental. Și apoi vor continua acele documente care sunt necesare pentru continuarea procesului de curățire a unor instituții, elaborarea și votarea altor legi care vor contribui la dezvoltarea capacităților de funcționalitate a instituțiilor puterii în stat, dar cred că principalul document este bugetul de stat. Dar credeți că majorarea prețurilor pentru anumite produse le va afecta imaginea? Probabil că da, pentru că oamenii întotdeauna sunt deprinși că atunci când li s-a oferit ceva, ei doresc o stabilitate. Iar atunci când se mărește prețurile, iar aceste prețuri, dacă se vor mări în lanț la toate titlurile de mărfuri, atunci cu certitudine... Pot fi penalizați de către alegători. Atunci cu certitudine pot fi. Deși eu sunt sigur că o mare parte din electoratul care formează nucleul dur a Partidului Socialiștilor și a celor două partide din blocul acum, este pregătit cel puțin pentru un ciclu electoral să-i ofere un sprijin necondiționat. Dar problema este că ei au nevoie de voturi suplimentare pentru a-și extinde bazinul electoral, pentru a-și extinde numărul de votanți și implicit prezența în structurile puterii de stat. Iar mărirea prețurilor sau în Republica Moldova, sau în România, sau în Franța, sau în Germania, desigur că afectează. Da, dar ele erau, nu știu, nevoie a fi ajustate, pentru că tot și analiștii economici făceau referire faptul de o menținere artificială a lor. Dacă s-au fost menținute artificial și acele întreprinderi aveau pierdere, atunci desigur că este cazul de a ajusta, dar aceste ajustări trebuie să fie graduale și să nu se resfrângă substanțial asupra capacității de cumpărare și implicit a nivelului de trai a oamenilor. Dacă este nevoie ca să nu fie în pierdere, atunci desigur că, dar trebuie să se explice foarte corect. Nu numai că să se spună că iată, noi mărim pentru că nu ne ajung bani, dar să se explice migălos, zi de zi, că iată este nevoie, că altfel intrăm în faliment.
Da, domnule Volnițchi, ce facem cu diferite viziuni raportate la modul în care are loc guvernarea la ora actuală? Și aici vreau să fac referire la ex-ministrul justiției din guvernul Sandu, domnul Pavlovski, care le sugera colegilor ca să fie mai atenți în ceea ce privește reforma justiției și a modului în care sunt organizate concursurile pentru obținerea tuturor funcțiilor. Vorbeați și dumneavoastră un pic mai devreme. S-ar părea că există uneori viziuni diferite asupra aceleași stări de lucruri? Da, ele, e și firesc să existe și ele periodic ies la suprafață. Totuși e vorba de partide care au anumite principii declarate, care au anumite viziuni, anumite poziții și chiar dacă s-a mers la un compromis oarecare, ele periodic ies la suprafață. Contează nu atât faptul că ele sunt enunțate sau că ies în prim plan, dar capacitatea acestor partide, a reprezentanților lor, a fiecare în mod individual, de a depăși momentele respective. Am văzut și anterior declarații chiar ale deputaților. Spre exemplu, domnul Plângău se declara dezamăgit de unele concursuri la care participase și dumnealui în calitate de jurat la nivel de comisie parlamentară. Am văzut declarații ale doamnei Ciobanu anterior despre anumite situații, a domnului Carp și așa mai departe. Repet, e ceva firesc. E vorba de oameni vii, de personalități cu viziuni, e vorba de partide cu viziuni. Contează ca la un moment dat toate aceste exprimări de opinie să nu afecteze unitatea echipei în general. Asta e cel mai important. Vă rog. Da, foarte important este, dar este firesc, mai ales într-o coaliție, să fie opțiuni diferite. În partide sunt opțiuni diferite, numai că ele nu ies la suprafață. Dar într-o coaliție, credeți că este foarte ușor să guverneze coaliția din Italia, Liga și 5 Stele? Sau este foarte ușor în Germania, creștini democrații și social-democrații? Aceștia, după alegerile din septembrie 2017, au declarat că mai mult în vecii vecilor nu vor face o coaliție cu creștini democrații. Dar nu a trecut nici jumătate de an și ei au venit la guvernare, iarăși au venit în calitate de partener egal, dar minor, împreună cu un necreștin democrat. Asemenea este logica de funcționalitate ale alianțelor și alianțele întotdeauna sunt șubrede. Problema constă cât de durabile în timp ele sunt. Domnule Juc, ați pomenit ceva, iată, mai devreme despre experiența altor state. Eu vreau să vă întreb, sugestiile partenerilor externi pot contribui la faptul că alianța să fie una de mai durată? Eu cred că partenerii externi... Pentru că avem, premierul Sandu a făcut câteva vizite și în România și cu alte ocazii în diferite foruri. Da, eu cred că partenerii externi au un cuvânt de spus. Mai ales că s-a creat așa, cel puțin la prima vedere, un front comun referitor la alianța dintre cele două entități electorale. Da. Probabil scopul principal a fost ca să fie debarcat regimul creat de către Partidul Democrat și liderul său. Și atunci când se face o vizită în străinătate, desigur că la negocieri sau în culise se spune cât ar fi de bine, cum ar fi de bine de continuat. Mie mi se pare că și subliniez că foarte corect se procedează în cadrul alianței. Guvernul se concentrează preponderent pe vectorul vestic, iar președinția pe vectorul estic. Acest fapt însă nu înseamnă că președintele nu poate efectua vizite de lucru sau vizite oficiale în vest, în Bruxelles sau în Washington, iar primul ministru, doamna Maia Sandu, a fost în Kiev, trebuie să meargă și în Moscova, eu sunt absolut sigur că trebuie să meargă în Minsk, pentru că Belarus este un partener foarte important a Republicii Moldova, poate și în Nur-Sultan, unde Kazahstanul, de asemenea, din punct de vedere comercial, economic, este foarte important, numai că este o problemă. Federația Rusă cam împiedică să se amplifice relațiile comerciale dintre Republica Moldova și Kazahstan. Domnule Volnițchi, aceeași întrebare. Avem un minut la dispoziție. Prietenii noștri din vecinătate au un cuvânt greu de spus în actuala conjunctură politică? Foarte greu, nu este un secret că ei au avut un rol foarte important chiar și la momentul în care s-a constituit această coaliție, iar semnalele de încurajare care vin și din est și din vest arată miza enormă care este în cazul acestei coaliții de guvernare. Acel ajutor care a început să vină din nou din Occident și acea susținere care se resimte din partea Federației Ruse sunt cele mai bune dovezi că partenerii externi pun un, nu știu, un accent deosebit pe Republica Moldova și pe noua guvernare.
scurt, ce considerați prioritar pentru viitoarea sesiune parlamentară? Prioritar este menținerea stabilității care va fi pusă la grea încercare de alegerile locale. Eu vă mulțumesc pentru prezența în studio și pentru punctul de vedere pe care l-ați împărtășit, stimați telespectatori. A fost Reflector Analytics, sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de colegii noștri.